Rotariu reușește să se debaraseze de Draper și schimbă în dreapta la Ciocoiu. Intrare corectă a lui Lăcătuș. York se ridică cu greu. Miu înapoi pentru Răchită. Miu. Linkar. Rotariu. Regecamp. Lăcătuș, 1-2. În careu a căzut Ciocoiu. Se pare că n-a fost nimic neregulamentar. Lăcătuș încercând o trecere spectaculoasă și iată-l acum pe Stan Collymore. Schimbă cu Ehiog. Este ajutat de York. În stânga sprintează Milošević, demarcat. A fost un foul tactic foarte bine venit, comis de Miu asupra lui Stan Collymore. Acțiunea englezilor este pentru un moment oprită. Staunton pentru Taylor, Cic și acum Ciocoiu sărind la cap cu Ehio. Staunton de la Draper, balonul ajunge la Shimeka. Shimeka este atacat de Lăcătuș. Înapoi pentru Staunton. Pressing al lui Cătălin Munteanu, făcut însă cu destulă larghețe. Taylor, Collymore, preluarea lui Collymore și iată minge în adâncime spre Milošević. De la margine s-a ridicat Panionul. Offside. Atacantul iugoslav Savo Milošević este una dintre vedetele formației oaspete. Se pare că Milošević a fost scos din offside, cel puțin așa ne-a arătat reluarea de Răchită. Și iată-l pe portughezul Fernando Nelson aruncând pentru Collymore. Frumoasă preluarea lui Collymore, a reușit să le evite pe Ciocoiu. Staunton în adâncime pentru York. Acolo este Cic. A fost un ușor hands la Mark Draper. Centrarea lui York oprită de Ridley. Se pare că mingea la atinsese și pe Regecamp. Și acum Răchită. Bună pasa lui Linkar pentru Miu. Munteanu primește și reușește să treacă de Taylor. Munteanu în continuare minge pe piciorul drept. Lăcătuș, Lăcătuș, bun driblingul, Lăcătuș pregătindu-și șutul cu stângul. Lăcătuș încă o dată. Foarte bine a judecat Lăcătuș această fază. Acțiunea noastră continuă. Militaru, Militaru. Și Oaks reține într-o situație critică șutul lui Militaru cu pământul. Acolo foarte aproape se afla Ciocoiu, gata să rea în poartă o eventuală minge sărită din pieptul lui Oaks. Acțiune periculoasă a Stelei. Trupa lui Stoichiță începe să prindă curaj. Frumoasă detenta lui Cic. Stan Collymore, cea mai scumpă achiziție din istoria clubului Aston Villa. Echipa din Birmingham a plătit 7 milioane de lire sterline celor de la Liverpool pentru a-și asigura serviciile lui Stan Collymore. Iată acum o minge a lui Draper, excelentă mingea pentru Nelson. Bună intervenția lui Cic, vine și Militaru. Cic din nou în luptă cu Nelson. Nelson este cel care trimite în afara terenului, așa am văzut eu și ceilalți spectatori. De la margine s-a indicat invers, Draper. Collymore în fața lui Rotariu. Collymore schimbă partea pentru Wright. Frumoasă preluarea lui Wright, nu reușește însă să-l păcălească pe Regecamp. Posibilitatea unui atac rapid pentru Steaua. Minge pentru Ciocoiu, preluare într-o poziție dificilă. York și acum Wright. De minute din acest meci, 0-0 în continuare.
aruncă de la margine right. Stan Collymore. Staunton. Draper. În adâncime această minge pentru York, lângă el se află Linca. Melson, frumos îndoiul cu York. Centrarea lui York îl lovește în mână pe răchită, semnalizare de la margine. Arbitrul însă nu o ia în considerație și centrarea lui York a trecut prin spatele liniei de fund. Degajarea lui Ridley, imprecisă. Staunton, frumoasă această intervenție a lui Militaru, care cu un salt acrobatic reușește să agațe un balon care se îndrepta spre același York și să îl trimită în afara terenului de joc. Nelson. Collymore se demarcă și primește de la Wright. Collymore îl îmblare în față pe Rotariu. A încercat o minge în adâncime pentru Wright. Foarte bine s-a plasat Cic. Rotariu, Cătălin Munteanu a ajuns în dreapta, însă Reghecamp pasează imprecis și acum Draper într-o acțiune periculoasă. Milošević a fost în offside, corect. York a sărit peste minge, fără să știe însă că Milošević se afla de mai multă vreme în afară de joc. Iată, în reluare faza. Corectă semnalizarea de la margine. Miu îl are în față pe Milošević. Rechită. Rotariu așteaptă pasa de la Rechită. Acesta nu a găsit culoarul și a fost nevoit să-i paseze înapoi lui Ridley. A avansat la 45 de metri defensiva englezilor. Ciocoiu și Lăcătuș sunt principalii vizați pentru a fi lăsați în offside. A fost un fault în săritură comis de Șimeca asupra lui Marius Lăcătuș. Același Lăcătuș pentru Ciocoiu, a respins Staunton. Șimeca, Taylor greșește, Lăcătuș. Lăcătuș n-a reușit să combine cu Rotariu și acum ies din apărare englezii prin Mark Draper. Collymore așteaptă undeva în centru, primește Staunton. Staunton schimbă direcția de atac până la fundașul dreapta Nelson. Acesta l-a înlocuit pe titularul Charles. Greșește Collymore și acum Cătălin Munteanu, încercând o pasă spre Marius Lăcătuș. Foarte bună pasa. Marius Lăcătuș poate combina cu Ciocoiu. L-are în față pe Șimeca. Marius Lăcătuș centrează spre Ciocoiu. Bară gol! Ciocoiu! A fost o fază rapidă de atac, o fază școală cu o pasă superbă a lui Cătălin Munteanu pentru Lăcătuș. Acesta a continuat cu o centrare la întâlnire pentru Ciocoiu și balonul ajunge în cele din urmă în poartă. Aici se vede cel mai bine din bară. Mingea lovește în mână pe portarul Oaks. Un gol superb înscris de Steaua în minutul 30, autor Cristian Ciocoiu. Jocul s-a reluat. Savo Milošević. Right. Interceptează Linca. Evoluție sigură a tânărului fotbalistelist format la Viitorul Oradea. York. O pasă pentru Milošević. Rechită a cerut hands. Reghecamp. Bună pasă pentru Rotariu. Dintr-o bucată la Marius Lăcătuș, Rotariu a căzut. Rechită și acum Reghecamp. Reghecamp urmărit de Savo Milošević. Lăcătuș, ce minge inteligentă a putut să trimită la faza din care Ciocoiu a deschis scorul. Bună pasa lui Linkar, același Lăcătuș, în dreapta așteaptă Reghecamp. Primește Reghecamp, dintr-o bucată centrarea sa, trimisă în corner de Wright,
mijlocașul stâng al englezilor, repliat în mare viteză la această acțiune de atac a Stelei. Stea nu și-a dezamăgit nici de această dată galeria, cel puțin în cele 32 de minute cât au trecut. Schema cu Militaru pentru Lăcătuș, centrare spre Ciocoiu! Extraordinar! Ce gol! Cristian Ciocoiu înscrie un golazo, cum ar zice brazilienii. Iată o reluare cu spatele la poartă. Oaks, încremenit pe linia porții, nu se aștepta la o asemenea soluție. În numai două minute, Cristian Ciocoiu reușește o dublă de senzație. Să vă mai spunem că Aston Villa n-a primit niciun gol în deplasare în ultimele 5 întâlniri din cupele europene. Iată, în numai 2 minute, Ciocoiu învinge defensiva engleză de 2 ori. Și din nou, schema repetată obsedant la antrenamente. Mingea lui Lăcătuș pentru Militaru, retransmitere spre același Lăcătuș, centrare, aduce un nou gol pentru Steaua, Mihai Stoichiță și Lăcătuș, adică ați avut în imagine conducerea tehnică a Stelei. Aduceți-vă aminte că și la Bastia Hrib a înscris în urma executării unei astfel de scheme. Cica a respins dintr-o fază destul de grea pentru defensiva stelistă. Lăcătuș, York îl atacă pe Răchită, Răchită cade înainte, însă ca englezul să-l fie atins, oricum va fi o aruncare de la margine. Steaua încearcă să temporizeze, să înghețe jocul, conduce cu 2-0, un rezultat ideal. Dacă ar rămâne până la sfârșitul meciului. Un foul comis de Taylor asupra lui Lăcătuș. Iată-l acum pe Rotariu. Rotariu lasă pentru Lăcătuș. O minge care îl căuta pe Cătălin Munteanu. Undeva în stânga se afla demarcat Militaru și acum o fentă frumoasă a lui Ehiog. Minge pentru York. York este întâmpinat de Regekamp și viteza de atac a englezilor cade. Răchit acum până la Draper. Draper centrează Wright, degajează Miu până la Ciocoiu, omul meciului. Două reușite de excepție în numai două minute. Colimor, Răchit a reușit să respingă din fața lui și acum iată superioritate numerică pentru Steaua. Lăcătuș, Cătălin Munteanu îi lăsase mingea. Miu întâmpinat de Taylor. Miu încearcă o pătrundere în viteză și va fi o aruncare de la margine în favoarea echipei noastre. În mijloc este Brian Little, antrenorul lui Aston Villa din noiembrie 1994, când l-a înlocuit pe Ron Atkinson. Bună minge pentru Ciocoiu. Ciocoiu cu spatele la poartă, înapoi pentru Militaru, urmează centrarea, corner. Minutul 36, Steaua conduce pe Aston Villa cu 2-0 după două goluri reușite de Cristian Ciocoiu. Se pare că englezii s-au prins la schema cu Militaru. Draper îl marchează acum pe Militaru.
Lăcătuș nevoit să trimit la colțul scurt, el l-a căutat pe Cic și acum posibilitate de contraatac cu Savo Milošević susținut de Draper. Milošević îl are în față pe Miu, vine și Cătălin Munteanu, Milošević înapoi pentru York, de la acesta mingea pleacă la Taylor. Right. York. Collymore. Collymore se întoarce întâmpinat de rachită și de posedat pentru moment. Iată-l pe Nelson într-o poziție favorabilă centrării cu efect. A respins Regecamp la o fază la care am avut emoții și Cătălin Munteanu, nu militarul, reușește să obțină o aruncare de la margine. Miu. Militaru. Degajare până la Stonta. York. Stan Collymore. Draper. Răchită. Bune intervențiile lui Răchită. Acesta așteaptă ca atacanții adversi să preia și abia după aceea intervine. Iată la cum pe Regecamp, care a primit de la Cătălin Munteanu. Cătălin Munteanu învăluie pe dreapta Lăcătuș. Frumos a mers mingea până acum. Cătălin Munteanu își caută un alt loc. Primește acum de la Lăcătuș. Schimbă cu capitanul roșialbaștilor, acțiune eșuată, balonul a